Ne-am propus în programul de guvernare deblocarea investițiilor din Marea Neagră. Da, le vom face. Da, le vom face. Pentru acest lucru a fost nevoie de abrogarea Ordonanței 114. Am făcut acest lucru. A fost nevoie de modificarea legii offshore. Am făcut parțial acest lucru. Am ridicat obligativitatea de vânzare pe piața centralizată a jumătate din producția offshore și am introdus-o în acel gas program release. Și dacă este nevoie, aștept în continuare, după 6 decembrie, un parlament funcțional, un parlament care să nu speculeze electoral investițiile care vor să facă în România și un parlament care să modifice în așa fel încât, în urma modificării, legea offshore să permită un câștig de tip win-win, atât pentru statul român, cât și pentru investitori. Și da, RomGaz în momentul de față negociază achiziția 50% a întregului pachet pe care îl deține Exxon. Am spus că dacă americanii de la Exxon doresc să iasă din acest proiect de investiții, atunci RomGaz este interesat. Și în acest moment RomGaz este interesat și discută să achiziționeze întregul pachet pe care Exxon îl deține în exploatarea gazelor din Marea Neagră. Pentru că eu cred că da, putem, eu cred că RomGaz este o companie puternică care poate împreună cu Petrom să exploateze în condiții de egalitate gazele din Marea Neagră. RomGaz este suficient de solvabilă în așa fel încât să poată să achiziționeze și după achiziționare să participe la această investiție.